Nu știu de ce avem impresia că rui mult mai departe. Da. La știu că o să dau cu, încă mă gândesc, am copitourile astea foarte mari, cred că n-aș vrea să-l forțez cu asta. Asta cu ceva mai, nu știu, asta foarte țipător, aș putea să-l încerc cu un jig mai micuț un pic, gen 2-3 grame, ceva de genul. Un grup mic, bine, asta e de, cred că 6 cm, dar Emi a avut o grămadă de succes la gruburile de genul ăsta. O să mai dau și cu un, nu dau cu tistere mari, că nu știu exact ce să prind mârlițe mici și sunt mulțumit. Și cu twisterul ăsta culoare naturală, puțin roșu, s-ar putea să-i provoace. Să pun pe un jig tot așa de vreo 3 grame. Come on. Așa. Astea sunt nălucile pe care le folosesc la știucă. Pe ăsta s-ar putea să intre și clean. Dar nu mă bazez pe asta. Așa, și la clean o să folosesc mică. Cam așa arată. Și îi dăm drumul. Să luăm și nălucile totuși. N-am mai fost de prin octombrie pe Neajlov, dar începem să mai venim. Mamă, ce verde e apa aici. Creangă care se mișcă. Nu-mi zic că am dezagățat-o. S-a simțit ca și când s-a smuls. Da. Nu cred. Cred că am îndreptat jigul. Mai degrabă. Nu. Wow. Foarte bun e că firul e super rezistent. E subțire, 0.8. Dar se pare că face față cu brio.